Băi, nici tot m-am uitat la poza aia când a luat premiul, anul trecut a luat premiul. A luat și anul ăsta, dar n-am mai băgat aia puturoasă. Sau cine a văzut site-ul ăla puturoșii. Dar sunt prea ocupați. Trebuia să-l mai abdateze, pare dacă ai început să-l faci fără pe. Dacă nu, șterge. Cum? După, de ianuarie până acum, ce pula mai făcut? Dacă te-ai apucat să-l faci, pula mea, fă-l. Da? Dacă nu șterge. Eu am tras doar o singură poză de acolo. N-am tras toate pozele, doar una singură. Și-am studiat. E fimea care seamănă cu mine. Aproape la perfecție la mâine. Oamul ia, nu are față, că încă-i copilul. Ce făcea asta? Se uita chiar spre fotograf. Nu știu de ce, dar se uita spre fotograf. Ce era să uita în toate direcțiile, alții se uita la părinților. Nu vreau să comentez la mâine. De ce se uita spre fotograf? Mă cam deranjează chestia asta, dar nu am eu o senzație așa. Deci n-avea început acolo. Unul la nu am început dacă n-am fost invitat. Mă gândeam eu anul ăsta să mă duc. Ce dracu, să le invitat. Ce dracu, spuneam prost. Doar visam și vorbeam asta prima vară cu Ioana. Du-te, du-te, lasă-mă dracu. Ce dracu să fac? Eu la botezul fătei mele am fost invitat printr-un SNS cu 3 zile înainte de botez. Și eram invitat la biserică, dar nu eram invitat la acasă, la petrecere. Cu codul bunelor maniere. Acasă, cine știe ce făceam? Mă duceam și făceam la bani de ce? Sau futeam copiii și invitații. Că-s nebun, nu știu ce făceam. Arătam pula. Nu știu ce făceam. A, eram divorțați, da. Și dacă eram divorțați, ce? Odată ce m-ai invitat într-o parte, în altă parte, nu puteam? Da, cred că de aranja. Oricum, Ioana, zici să ne este în pace. Ei, băi, m-am luat după tine, știi, m-a influențat. Și m-am dus și eu până bar, știi? Tu m-ai tocat pula mea pe orice, adică. Și m-am dus până bar. După ziua mea, până iunie, știi? Fac pe o zi. Și nimic. I-am zis lui Ioana, a fost un fiasco. Deci, eu acum mă gândesc de vreo 2-3 luni să trec pe acolo, dar de fapt imediat după ziua aici. Știi că așa se întâmplă, de clicuri la ziua de naștere, la ție, important. Dar nu știu, parcă nu bine. Păi, ți-e frică să fiu umilit? Nu, nu mi-e frică. Mi-e frică să nu pun într-o situație penibilă pe fapt. Nu o pun eu într-o situație. Asta. Nu că mi-e frică. Știu sigur. Și lumile noastre sunt diferite. Nu mai putem discuta niciun fel. S-ar putea eu să fiu de vină. Bine, eu sunt de vină. Dacă nu m-am înțeles cu proprii părinți, cu propria soră, ce pretenții să am la fost soție? La Alexandra poate am o speranță. Ne vom înțelege când vine în adolescență să-i dau cașcaval. Come on, guys.